obișnuit, Poliția Locală Galați lunar evaluează activitățile desfășurate și rezultatele obținute în principalele programe și planuri de măsuri asumate în anul 2017. După cum știți, anul acesta noi ne-am propus și deja am derulat mai multe planuri de măsuri specifice Poliției Locale, și anume Parcarea 2017, Estival 2017 și cu 1 iunie Planul de Măsuri Siguranța 2017. Astăzi v-am invitat pentru a vă expune câteva date despre cele trei planuri de măsuri. Bineînțeles, mai mult interesează activitățile și rezultatele. Planul Parcarea 2017, știți că a început în februarie anul acesta și se derulează până în decembrie 2017, anul curent. S-a impus pentru faptul că în stradă am constatat numeroase abateri de la normele rutiere, în special de la parcarea neregulamentară în spațiile verzi, pe trotuar sau acolo unde împiedica, a fi vizibil indicatorul rutier. Toate străzile din oraș sunt planificate a fi periate, controlate, monitorizate până în decembrie. Pentru luna iunie avem în planul nostru următoarele străzi: Oțelarilor, Frunzei, Bulevardul Marea Unire, parțial acest, e destul de vast, Bulevardul Cloșca, Strada Furnaliștilor, Bulevardul Milkov și Strada Traian. Rezultatele de la începutul acțiunii pe acest plan de măsuri al Poliției Locale sunt următoarele, deci din februarie până acum. 539 de sancțiuni aplicate, valoarea de amenzilor aplicate la aceste contravenții este de peste 25.000 de lei. Cele mai multe sunt la HCL 79 din 2002 și 307 din 2006 și de asemenea, după cum știm, la Ordonanța de Urgență 195 din 2002. Acestea sunt în proporție de 50% din totalul amenzilor aplicate. Media acestor sancțiuni pe lună, lunar, este de circa 150 de sancțiuni. Cele mai frecvente sancțiuni sunt aplicate la parcarea pe trotuar, parcarea pe spațiu verde, parcarea pe scoare și, nu în ultimul rând, parcarea, acolo, vă spuneam, în zone unde nu pot fi vizibile indicatoarele rutiere. Acest plan continuă până în decembrie. Sunt convins că în zonele care le-am periat fenomenul mai persistă, e normal, dar vreau să vă spun că îl vom continua și anul viitor, după o analiză temeinică și la fel vom face fiecare stradă, bulevard, îl vom peria până la disciplinizarea celor care folosesc auto. Un al doilea plan ca și cronologie, planul Estival 2017, a început în luna mai, a debutat, știți foarte bine, cu mini-vacanța de 1 mai și se termină în 30 septembrie anul acesta. Acesta s-a impus pentru o mai bună siguranță a cetățenilor în locurile de agrement, parcuri, zone de promenadă și de petrecere a timpului liber. După cum vedeți, acest plan s-a derulat doar pentru luna mai, deocamdată. S-a patrulat pe faleza inferioară, faleza superioară, în parcuri, în zone unde de obicei se tulbură ordinea și liniștea publică. Am acționat pentru combaterea comerțului ilicit pe spații unde nu sunt autorizați și, de asemenea, pentru prevenirea unor stări conflictuale pe care le cunoșteam. Rezultatele pentru acest plan pe luna mai sunt următoarele: 119 sancțiuni contravenționale, valoarea este de peste acestor amenzi de peste 10.200 de lei și constatate două infracțiuni, ambele deținere și consum de substanțe psihotrope. Bineînțeles, după cum știți, aceste constatări se declină către Poliția Națională pentru continua cercetărilor. Cele mai frecvente sancțiuni au fost aplicate la HCL 79 din 2002 și, evident, la legea 61/91, care privește ordinea și siguranța publică. De asemenea, vă spuneam că și la celălalt plan, cele mai frecvente abateri care se comit de către unii cetățeni sunt următoarele: tulburarea ordinii și liniștii publice, injurii exprese jignitoare la adresa cetățenilor sau chiar la, adresa organelor de poliție locală,
respectiv curățenia localității și chiar și avem câteva sancțiuni pentru însoțirea câinilor fără botniță. Evident, câinii care sunt din categoria celor periculoși. Planul estival 2017 continuă până în septembrie. Avem patrule atât în uniformă cât și în civil și atrag atenția, eu știu, celor care sunt certați cu legea, că îi putem identifica chiar și atunci când nu suntem în uniformă, deci au această decizie de a acționa în anumite situații și civil. Un al treilea plan, destul de important, îi spune planul Siguranța 2017, pe el acest plan îl derulăm de la 1 iunie, deci de câteva zile, s-a impus pentru crearea unui spațiu de siguranță în jurul unităților de învățământ și nu numai, în zone de risc stabilite în urma evaluării situației operative, și anume stații de autobuz, mijloace de transport în comun, unele spații dintre blocuri stabilite în urma evaluărilor, zone unde se consumă frecvent alcool, avem zone ca, eu știu, stabilite cu risc, zona liceului nouă, unde deseori grupuri de tineri consumatori de alcool provoacă scandal, cămine și locuințe sociale și altele. Acest plan se derulează în, eu știu, paralel cu mai multe alte activități și anume avem un plan comun cu Poliția Județului Galați și cu Jandarmeria, plan care se evaluează chiar pe 8 iunie, acum la Prefectura Galați. Am debutat acest plan cu măsuri împreună cu Primăria Galați, în jurul unităților de învățământ, vizând, eu știu, zona de siguranță, adică instalarea indicatorilor de rutiere, marcaje pietonale și altele, pentru că deseori am avut, eu știu, probleme în datorită acestor neconcordanțe între indicatoarele amplasate în jurul școlilor și fără a avea o situație clară. Vă dezvălui un secret, în luna aceasta, luna iunie, Poliția Locală Galați vine cu ceva nou, integrat în acest plan, Plan Siguranță 2017, și anume ne-am propus să înființăm o grupă canină cu 5 câini de însoțire și intervenție, câini care vor fi în dotarea serviciului de intervenție rapidă. Acești câini vor fi folosiți la patrularea pe străzi, atât ziua cât și noaptea, în program permanent, continuu, și așa cum vă spuneam, ei vor fi folosiți pentru intervenție și însoțire și, bineînțeles, pentru descurajarea anumitor persoane care se pregătesc sau comită acte ilegale. Avem proiectul făcut, vom merge în Consiliul Local pentru a-l studia, analiza pe comisii și sunt convins că va fi adoptat. Nu e o cheltuială mare, legea ne permite și, după cum vedeți, în municipiul Galați nu am văzut atât de des câini la Poliția Națională pentru, eu știu, a patrula și a descuraja elementele infractoare. Am avut o situație în debutul acestui plan, în preziua începerii, de fapt, pe 30 mai, la o școală, o încăirare între doi colegi, la care asistau 10-15 elevi. Poliția Locală a fost pe fază, patrula, i-a identificat, i-a reținut în ghilimele, i-a dus la conducerea școlii și de acolo se vor derula activitățile specifice instituției respective. Bineînțeles, se pot depune și plângeri pentru loviri și alte violențe, asta ține de partea care a fost mai mult agresată. Pentru acest fapt, patrula de poliție a fost felicitată și vom continua aceste, eu știu, depistări atât timp cât se produc sau chiar încercăm să le prevenim, că așa e normal. Am început de astăzi până pe 30 iunie, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Poliția Națională și Jandarmeria, măsurile de siguranță privind evaluarea competențelor pentru examenul de bacalaureat. Avem Poliția Locală repartizată 10 licee și 14 școli, unde vom patrula mai intens, vom fi acolo unde situația o va impune. Fiecare șef de secție a luat legătura deja cu conducătorul instituției de învățământ și întotdeauna vom fi acolo unde se sesizează că se poate sau s-a întâmplat sau s-a produs o faptă ilegală. Eu știu, pentru cele două planuri deja derulate și al treilea care a început, dacă aveți întrebări, aștept cu plăcere. Spuneți că
Da, deci achiziția câinilor nu e atât de scumpă. Problema este că va trebui să facem și o minimă dotare de genul acelui padoc, cum e, eu știu, similar și la Poliția Națională. Vă voi spune, pentru înființarea acestei grupe canine, cam ce cheltuieli trebuie. În primul rând, trebuie să excludem cheltuielile de personal. Personalul va fi redistribuit de la secțiile de poliție. Deci el, personalul, deja există, doar îl vom califica în măsura în care are, eu știu, afinități pentru a lucra cu câinele. Dacă nu, funcția va fi încadrată prin concurs cu cei care doresc să devină polițist local și conductor câine. 12.000 de lei noi, deci achiziția câinilor. Cursurile de perfecționare pentru cei 5 polițiști vor fi cumva la suma de circa 15.000 de lei. Hrana, întreținerea pe un an de zile la acești 5 câini, într-un an de zile, bineînțeles, acum este iunie și bănuiesc că în lunile următoare îi vom achiziționa, hrana ar fi de circa 70.000 de lei pe an, așa cum am zis. Adăpostul, padocul, ar costa circa 22.000 de lei. Bineînțeles că aici mai intră și materiale de întreținere, echipament personal, echipament canin, acele botnițe, curele, curelușe și altele. Deci putem spune că pentru anul acesta ajungem la o sumă de circa 200.000 de lei. Bineînțeles că la anul suma va fi diminuată doar funcție de hrănire și echipament. Suma, făcând anumite calcule cu ale altor instituții, nu e mare deloc, dar vă spun, am fost la Poliția Națională, acolo am lucrat mulți ani, am avut câini și de urmă și de însoțire, sunt extraordinar de buni pentru munca de poliție, în special pe zona de ordine publică. Vă facem o achiziție exact procedural și după lege, fără probleme. Mi-aș dori să luăm câini din zona, eu știu, școlilor de dresaj și furnizare material canin de la Sibiu, dar funcție de ofertă, cerere, vă dați seama că nu pot să spun acum. Bănuiesc că vom lua ciobănesc german, dar sunt și alte rase care pot fi utile poliției. Sigur, sigur. Ei se iau la o anumită vârstă, până la 6 luni se acomodează cu conductorul de câine, după aia se pleacă la curs. O să facem o convenție cu domnii, cu comandantul școlii de la Sibiu sau cu altă instituție. Deci deocamdată nu. Deocamdată... Deci nu. Deci la Ministerul de Interne singura este la Sibiu. Iar singura instituție care are câini la ora actuală este Poliția Locală din București, sectorul 2. Din câte am înțeles, au și cabaline, asta e altă problemă, dar deocamdată la noi, la Galați, câinii vor fi, pot fi, adică esențiale munca de ordine publică. Pentru că spuneți că ați lucrat și în medii în care ați prins și perioada în care nu se lucra cu câinii consumitori și cu câinii, care a fost diferența? Cum au ajutat în activitate? Câinii de însoțire și intervenție sunt foarte buni pentru utilizarea lor la măsuri de ordine publică sau la intervenții în zona grupurilor de, eu știu, persoane care provoacă scandal. Deci putem, eu știu, face o analogie, deci un câine poate face uneori mai mult decât 2-3 polițiști. Da. Sunt anumite standarde de viață și de... 100% nu. Nu, am experiență, nu. Deci trebuie să câini luați tineri și formați pe specificul muncii noastre. Bineînțeles că nu diferă mult de Poliția Națională, dar se creează o legătură între conductorul câine și câine și atunci e altceva. Da, câini de la Poliția Națională știu că sunt câini de urmă, de depistarea drogurilor. Cum să nu? Păi, v-aș sugera să facem un experiment. Dumneavoastră să fiți într-un grup de persoane unde lumea, eu știu, țipă, larmă, așa, și eu cred că dacă vine un patrul de polițiști de la intervenție rapidă, mascați, înghiriți cu un câine ciobănesc german cu botniță, știm că ei sunt câini chiar și agresivi atunci când primesc comanda de a executa o... eu știu, o misiune. Eu cred că 100% veți da înapoi cumva sau vă veți legitima sau veți scoate buletinul fără să comentați nimic. Deci, mai degrabă e unul oarecare
nu neapărat teamă, respect și, eu știu, știți că ei sunt pregătiți pentru a interveni chiar și atunci pentru prinderea unui infractor. Toți știm, am văzut situații când știe de unde să apuce, de unde să imobilizeze. Și eu am convingerea că vom avea aspecte pozitive și mai ales vă spuneam că am organizat și am asistat la foarte multe măsuri de ordine, în special știți foarte bine la cele plecări în armată, pe vremuri, când veneau câteva mii de persoane într-o gară și fiecare venea destul de pregătit ca să țipe, adică pregătit consumând alcool și am avut perioade de 3-4 ori pe an când veneau 10.000 de persoane. Vreau să vă spun că atunci foloseam câinii, erau extraordinari. Vreau să vă spun că am avut situații și în cealaltă parte și ei sunt dresați să nu aibă treabă cu ei. Și cred că dacă s-au observat sau poate ați observat, un câine de talie mare de obicei impune respect și pentru ceilalți căței care latră și nu fac nimic. Dar e posibil. Acum vă dați seama că câinii au fost și înainte, sunt și acum și vor mai fi probabil câinii comunitari sau ai străzii. Da, sunt situații când câinile coboară din mașină cu patrula, intervine rapid, nu știu dacă acele, să spunem așa, grupuri sau haide de căței îi face să fie inofensivi. Poliția locală în prezent are competențele stabilite de legea 155 din 2010 privind înființarea poliției locale, unde sunt stipulate clar ce contravenții putem noi constata. Am mai auzit discuții, chiar și uneori hotărâri de instanțe judecătorești din alte localități, ce-i drept, care au anulat niște sancțiuni pe motiv că n-ar avea acest drept să constate. Nu este adevărat, deci poliția locală poate constata un anumit gen de contravenții la acte normative privind normele rutiere și ideea este foarte bună pentru că poliția locală, după cum vedeți, este în stradă mai pregnant decât celelalte forțe, pentru că tocmai asta e obligația ei. Și chiar dacă noi uneori nu avem competențe legale de a sancționa, și acum am avut situații multiple când am constatat, am chemat Poliția Națională, mă refer la consum de alcool, conducere fără permis, constatăm, reținem, vine Poliția Națională, preia, continuă ancheta. Deci această, eu știu, delegare sau, eu știu, atribuire de competențe noi e o soluție foarte bună. Inclusiv reținerea de permise. Inclusiv, eu vreau să vă spun că Poliția Națională face atât cât poate cu personalul care l-are la dispoziție și foarte bine că Poliția Națională instrumentează dosare penale și e greu să faci muncă preventivă, să și constați, să și instrumentezi dosare penale. Eu cred că măsura e foarte bună pentru că Poliția Locală poate veni cu un plus aici. Contrar, eu știu, așteptărilor cetățenilor care uneori ne blamează pentru că suntem mai incisivi. Am avut situații, chiar am discutat zilele trecute și am făcut și o procedură pe ultraj contra polițistului, pentru că am sesizat că de multe ori am avut situații când polițiștii, nu numai noi, și alții, sunt jigniți, avem procedură pe ultraj și vreau să vă spun că abia aștept o situație de genul acesta să mă duc cu individul în instanță, la parchet și Poliția Națională și parchet și instanță, pentru a-i demonstra că totuși ultrajul este ultraj și nu ne jucăm cu fapte de acest gen. Și era vorba de un șofer. Bineînțeles. Ce deci situația este că, în primul rând, spun că nu au competența legală de a-i opri și de a le solicita aceste acte de identitate. Sunt unii care sunt docili în sensul că știu, cunosc că avem acest drept, dar sunt unii care întind puțin coarda și le sugerez să
să se conformeze, eu știu, cererii sau solicitării polițistului local, pentru că legea este foarte clară în sensul acesta. Aveți dotări ca să veniți în spiritul acestei legi? Dotări logistice, mă refer la mijloace auto, avem. Din celelalte, probabil că vom fi înzestrați după ce ne vor da competențe. Vorbesc de drageri, de altele pentru alcool, funcție de cum va fi legea. Nu avem, dar dacă legea va fi aprobată, promulgată și ni se vor oferi în ghilimele aceste competențe, 100% primăria are obligația să ne înzestreze cu asemenea, sau să ne trimită buget pentru a cumpăra. Obligatoriu. Avem un protocol cu poliția județului Galați. Se astfel, eu știu, situația respectivă. Nu. Noi... E procedură mai greoaie decât dacă ar fi polițistul local să ne. Da, pentru că deci noi cumva suntem folosiți ca martori la audierile care le face Poliția Națională. Suntem organ de control, constatăm, dar suntem după aia folosiți ca martori. Vreau să spun că foarte simplu era să putem noi constata aceste... Dar întotdeauna infracțiunile, după lege, numai Poliția Națională le cercetează. Dar, eu știu, cooperarea este destul de bună. Deci, la nivelul de jos, noi aici analizăm. Deci, se lucrează destul de bine, deci destul de închegat, spunem noi așa.